eu am un loc și de ca un gospodar. Bine, un stecar de gin. Doamne ferești și muscă mare. Păi lumii dragă, o și băzăială. O muscă a luat un om și nu știu ne-al duce. Doamne ferește, duc și pustiuri. Și băzăială debilă. Dar nu-i chestia pe asta. Dragi moltovieni, nu ne-a curățenit. Am la voi o vorbă. Și dați-mi, vă rog, dreptate. Băi, lume dragă, curățăm jia. O curățăm când avem telefoane de astea fix. Când copchiii ne trimiteau telegrame de la armată. Când eram pe vremea rusului, că rusul ne-a învățat să curățăm jiile. Da, mă, anii au trecut. Noi, da, mă, suntem independenți. Avem computere, iPhone, Samsung-uri. Noi, da, mă, majoritatea din moldoveni suntem români, da, mă. Dar tot curățăm. Tot curățăm așa cum ne-a învățat pe noi rusul. Măi, dragi moldoveni, dacă nu mai vrem să fim ruși, nu vrem să ținem cu Putin, vrem să fim români, dați să nu mai curățăm jiile. Că asta e o prostologie mare. Rusul ne-o dezorganizat. Ne-o făcut mai proști. Pentru că jia nu trebuie căruțită. Gândiți-vă logic, românești, gândiți-vă. Independent, gândiți-vă. Dacă e ca aici, e ca aici facem așa, și facem așa, și așa. Nu, uite, aici ați creat construcări, aici 2 și 3. Dar dacă o lăsam întreagă, poate crește o pază și distruguri pe jița asta. Măi, rusul ne-a prostit toată viața, așa că lăsați jiile să crească. Că Dumnezeu a făcut jia să nu curățăm, dar să ne facă roadă. Rușii au vrut să ne însărășească, dar atâta și ne-a învățat să curățăm jiile. Așa că, dacă sunteți români, dacă sunteți moldoveni independenți, lăsați jiile, nu le curățiți, că asta rusul pe noi ne-a prostit. Sio, haideți acasă, obiectul ăsta cam de sineacă. L-a dus pe omul și ăla la cuib, cred că să-l mănânce. Dar băzii, dar băzii, dar și băzii, e vreo muscă de-ați mare. Da, ce mai hătre. Așa că lăsați curățitul jilor dacă vreți să aveți mai mult poamă și să vindeți încă jin și în Europa. Sio, op, 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 op.